Luna noiembrie, ziua întâi. Sfinții doctori fără de arginți și făcători de minuni, Cosma și Damian. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Sfinții Cosma și Damian erau frați după trup, de neam din Asia, având tată păgân, iar mamă creștină. Pe nume Teodotia, care, după moartea bărbatului ei, trăind în văduvie și având vreme liberă și fără împiedicare, a slujit cu sârguința lui Hristos, îndreptându-și toată viața ca să placă lui Dumnezeu. Ea s-a făcut ca văduva aceea pe care o laudă apostolul zicând: văduva cea adevărată și rămasă singură nădăjduiește spre Dumnezeu și petrece în rugăciuni și în cereri ziua și noaptea. Deci, precum viețuia Teodotia cu plăcere de Dumnezeu, așa îi învăța și pe iubiții săi fii, Cosma și Damian, căci i-a hrănit cu bună învățătură, în credința creștinească și cu dulceața dumnezeieștii scripturi, povățuindu-i spre toată fapta bună. Iar ei, venind în vârsta desăvârșită, petrecând în legea Domnului și deprinzându-se în viața cea fără de prihană, s-au făcut ca doi luminători, strălucind pe pământ cu faptele cele bune. Pentru aceasta au și luat de la Dumnezeu darul tămăduirii, dând sănătate sufletelor și trupurilor, vindecând tot felul de boli, tămăduind de toate neputințele și izgonind duhurile cele viclene. Și ajutau nu numai oamenilor, ci și dobitoacelor, și nimic nu primeau de la nimeni pentru aceasta, căci toate acestea nu le făceau pentru avere, ca să se îmbogățească cu aur și cu argint, ci pentru Dumnezeu, ca să arate către El dragostea lor, prin dragostea cea către aproapele. Încă nici nu căutau slava lor prin aceste tămăduiri, ci slava lui Dumnezeu de la oameni. Și tămăduiau neputințele pentru slava numelui Domnului lor, care le-a dăruit o putere de a tămădui ca aceea. Și nu atât cu buruienii, pe cât cu numele Domnului izbăveau de boli în dar, fără de plată și fără de răsplătire, împlinind porunca celui ce a zis: în dar ați luat, în dar să dați. Pentru aceea au și fost numiți de cei credincioși doctori fără de plată sau fără de arginți. Astfel, petrecându-și viața lor cu bună credință, în pace s-au săvârșit. Și nu numai în viața lor, ci și după moarte s-au preamărit prin felurite minuni, pentru care se cinstesc de biserică cu pomenirea cea de peste an, ca niște calzi folositori și doctori buni ai sufletelor și trupurilor noastre. Iar despre viața lor cea cu necâștigare și despre tămăduirea cea fără de plată, este o astfel de povestire. O femeie oarecare, cu numele Paladia, zăcând pe patul durerii de mulți ani și neavând niciun ajutor de la doctori, a auzit de acești sfinți că tămăduiesc toate bolile și a trimis la dânsii cu rugăminte ca să vină la ea, căci era aproape de moarte. Iar sfinții, ascultând rugămintea, au mers în casa ei și îndată femeia, după credința sa, a dobândit tămăduire prin venirea la dânsa a sfinților doctori și s-a făcut sănătoasă, slăvind pe Dumnezeu, cel ce a dăruit robilor săi un dar al tămăduirii ca acesta. Și fiind mulțumită de acea milă a doctorilor săi, a vrut să-i răsplătească cu daruri. Dar aceștia n-au vrut să ia, că niciodată nu luaseră nimic de la nimeni, fiindcă nu vindeau darul pe care îl aveau de la Dumnezeu. Deci femeia a cugetat ca măcar pe unul din trânsii să-l silească prin rugăminte să primească de la dânsa cât de puțină răsplată. Și luând de 3 ouă, a venit în taină la Sfântul Damian, rugându-l să ia de la dânsa acele ouă în numele Sfintei Treimi. Iar Damian, auzind de numele lui Dumnezeu în treime, a luat de la femeie acel mic dar pentru jurământul ei cel mare prin care l-a jurat pe el. Dar Sfântul Cosma, înștiințându-se de aceasta după aceea,
s-a mâhnit foarte mult. Apoi, sosind mutarea din viața Sfântului Cosma, acesta a poruncit aproape de ieșirea sufletului din trup să nu fie pus Damian lângă dânsul când se va sfârși, pentru că a călcat porunca Domnului și a luat plată de la femeie pentru tămăduire. Deci Sfântul Cosma, odihnindu-se în Domnul după câteva vreme, a venit și ceasul sfârșitului lui Damian și s-a mutat din viața aceasta vremelnică la cea veșnică. Iar oamenii chibzuiau unde să-l îngroape, căci știau porunca Sfântului Cosma și nu îndrăzneau să pună pe Damian lângă fratele său. Și fiind ei în nepricepere, a alergat îndată acolo o cămilă care fusese mai înainte îndrăcită și pe care o tămăduiseră sfinții. Aceea a grăit cu glas omenesc că fără îndoială să-l pune pe Damian aproape de Cosma, de vreme ce nu pentru plată a luat de la femeie acele 3 ouă, ci pentru numele lui Dumnezeu. Și așa, cinstitele lor moaște au fost puse împreună la locul numit Firaman. Odinioară, un bărbat oarecare din acele locuri, în vremea secerișului a ieșit să-și secere holda și, slăbit de arșița soarelui, a mers sub un stejar să se odihnească și, culcându-se, a adormit greu. Și fiindu-i gura lui deschisă, venind un șarpe, i-a intrat în gură și i s-a sălășluit în pântece. Apoi, deșteptându-se omul, nu știa ce i se întâmplase și, mergând în țarină, a secerat până seara. Apoi a venit la casa sa și după cină s-a culcat pe pat. Și odihnindu-se el, șarpele a început a mușca cele dinăuntrul lui. Iar el striga de durere și, deșteptându-se toți și alergând la dânsul, îl pipăiau și nu pricepeau de unde vine acea durere. Iar el a strigat cu glas mare zicând: Sfinților doctori Cosma și Damian, ajutați-mă! Și îndată au sosit sfinții și l-au adormit foarte tare, ca șarpele să iasă pe aceeași cale pe unde a intrat. Și dormind omul iarăși cu gura deschisă, puterea lui Dumnezeu, prin rugăciunile sfinților Cosma și Damian, a scos șarpele din om. Și ieșind acesta din gura lui, toți cei care se aflau acolo s-au înspăimântat de acea minune înfricoșătoare. Apoi, ieșind șarpele, îndată s-a deșteptat omul acela și s-a făcut sănătos desăvârșit, cu ajutorul sfinților celor fără de arginți. În același loc era un alt bărbat pe nume Malh, ce locuia aproape de biserica sfinților doctori Cosma și Damian, care era în Firaman. Acesta, vrând să plece la drum lung, a dus-o pe femeia sa la biserică și i-a zis: Iată, eu mă duc departe, iar pe tine te las în seama sfinților Cosma și Damian, spre pază. Deci tu șezi în casa ta până când îți voi trimite semn de la mine, pe care îl vei cunoaște că este al meu, și când va voi Dumnezeu, îți voi trimite semnul acela și te voi lua la mine. Astfel Malh, încredințând sfinților pe femeia sa, a plecat la drum. Iar trecând câteva zile, diavolul a luat chipul unui om cunoscut și, venind la femeia lui Malh, i-a arătat un semn ca acela despre care zisese bărbatul ei. Deci, arătându-i semnul, îi poruncea să meargă după dânsul la bărbatul ei, zicând: Pe mine m-a trimis bărbatul tău ca să te duc la dânsul. Iar femeia a zis: Semnul acesta îl cunosc, dar nu voi merge, că sunt încredințată în seama sfinților fără de arginți, Cosma și Damian. Iar dacă voiești să merg cu tine la bărbatul meu, vino împreună cu mine în biserica sfinților și jură-te mie înaintea altarului că nu vei face niciun rău pe drum. Iar diavolul a făgăduit așa și, mergând cu dânsa în biserică înaintea altarului, s-a jurat zicând: Așa mă jur pe puterea lui Cosma și Damian că nu-ți voi face niciun rău pe drum, ci te voi duce la bărbatul tău. Iar femeia, auzind jurământul, a crezut diavolului cel mincinos, care se arătase în chip de om cunoscut, și a pornit cu dânsul la drum. Iar înșelătorul, luând-o pe ea, a dus-o în loc pustiu și neumblat, voind să-i facă rău și să o omoare. Dar ea, văzându-se în cea mai de pe urmă nevoie, și-a ridicat ochii la cer și a strigat din inimă către Dumnezeu zicând: Dumnezeule, ajută-mi cu rugăciunile sfinților Cosma și Damian și grăbește de mă izbăvește din mâinile acestui ucigaș. Și îndată s-au arătat grabnici ajutători,
sfinții cei fără de arginți Cosma și Damian, strigând asupra diavolului. Iar el, văzându-i pe dânsii, a lăsat femeia și a fugit. Și, alergând la un mal înalt, a căzut în prăpastie și s-a stins. Iar sfinții, luând pe femeie, au dus-o la casa ei. Și a zis femeia închinându-se lor, Mulțumesc vouă, stăpânii mei, că m-ați izbăvit de groaznica pierzare. Deci rogu-vă, spuneți-mi cine sunteți, ca să știu cui să dau mulțumire până la sfârșitul vieții mele. Iar ei au zis către dânsa, Noi suntem Cosma și Damian, robii lui Hristos, cărora te-a încredințat bărbatul tău când a plecat la drum. Și pentru aceea ne-am sârguit a grăbi spre ajutorul tău și te-am izbăvit pe tine de diavol, cu darul lui Dumnezeu. Atunci femeia, auzind aceasta, a căzut la pământ de frică și de bucurie, iar ei s-au făcut nevăzuți. Și striga femeia, lăudând și mulțumind lui Dumnezeu și slugilor lui, sfinților Cosma și Damian. Și, alergând la biserică, a căzut cu lacrimi înaintea icoanei sfinților, spunând tuturor ceea ce se făcuse, cum și-a făcut Domnul milă de dânsa, cu rugăciunile plăcuților săi. Deci grăia în rugăciune cuvintele acestea. Dumnezeul părinților noștri, al lui Avram, al lui Isaac, al lui Iacov și al seminției lor celei drepte, care a stins cuptorul cel cu foc celor trei tineri și care a ajutat roabei tale Tecla în priveliște, îți mulțumesc că și pe mine, păcătoasa, m-ai izbăvit de lațurile diavolului prin plăcuții tăi Cosma și Damian. Mă închin ție, care faci minuni mari și prea slăvite, și te slăvesc pe tine, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, în veci. Amin. Tot într-o această zi, Sfântul Mucenic Ermeningeld, fiul împăratului goților. Scrisă de Sfântul Grigorie Dialogul. Ermeningeld, fiul împăratului goților Luvigild, a fost întors de la Aeresul Arienesc la dreapta credință de către Leandru, episcopul Ispalitaniei, pentru care s-a mâhnit Luvigild, fiind arian, pentru că fiul său a părăsit credința ariană. Și se sârguia al întoarce de la dreapta credință iarăși la Aeres. Deci îl momea pe el cu cuvinte de iubire ca un părinte, rugându-l și sfătuindu-l să lase sobornicească credință și să creadă la fel cu dânsii ca și mai înainte. Însă, dacă l-a văzut neînduplecat, îl înfricoșa cu amenințări și îl înspăimânta cu tot felul de chinuri și răni. Iar el, petrecând ca un stâlp neclintit în credință, nu lua în seamă momirile și înfricoșirile părintești. Deci, mânindu-se tatăl său foarte tare, mai întâi l-a depărtat pe fiul său de la scaunul împărătesc și de la împărăție și l-a lipsit de toată averea și moștenirea. După aceea, văzându-l neschimbat cu mintea, i-a ferecat grumajii, mâinile și picioarele cu obez de fier și l-a aruncat într-o temniță întunecoasă și strâmtă. Iar fericitul Ermeningeld, deși era tânăr cu anii, era însă bătrân cu înțelepciunea, disprețuind împărăția pământească și căutând cu toată dorința pe cea cerească. Deci, zăcând în temniță legat, se ruga către atotputernicul Dumnezeu să-l întărească în acea pătimire. Și sosind praznicul cel mare al Sfintelor Paști, Luvigild împăratul, chemând pe un episcop dintre cei de credința sa cea rătăcită, l-a trimis noaptea la fiul său în temniță ca Ermeningeld să primească eretica împărtășire ariană din mâna episcopului aceluia și dacă se va împărtăși cu aceasta să fie întors iarăși în cea din tâi dragoste părintească și în cinstea cea de mai înainte. Iar Sfântul răbdător de chinuri, îngrețoșându-se de episcopul arian și mustrând aspru credința lui cea rea, l-a izgonit de la sine, neprimind împărtășirea cea eretică. Și a fost împărtășit de un preot drept credincios, pe care Sfântul Leandru, episcopul, l-a trimis la dânsul în taină cu preacinstitele și de viață făcătoarele taine ale trupului și sângelui lui Hristos. Iar episcopul arian, întorcându-se rușinat la împărat, i-a spus toate cele ce a auzit de la fiul său. Atunci împăratul, umplându-se de negrăită mânie și scrâșnind din dinți, îndată a trimis din sfetnicii săi, poruncindu-le să ucidă în temniță pe fiul său, Ermeningeld. Deci, mergând aceia,
i-au tăiat cinstitul lui cap cu securea și au fost auzite deasupra sfântului său trup cântări dulci ale sfinților îngeri și se vedeau noaptea arzând făclii. Acest lucru văzându-l credincioșii, se bucurau și mulțumeau lui Dumnezeu, care a preamărit cu acest fel de minuni pe sfântul și drept credinciosul său rob, după sfârșitul ce a avut prin pătimire. Iar cei rău credincioși se rușinau și se înfricoșau. Apoi, tatăl cel ucigaș de fiu, căindu-se de nevinovata ucidere pe care o făcuse, de mâhnire a căzut în boală. Și voia să se lepede de arieni și să primească credința cea dreaptă, dar se temea de neamul lui cel rău credincios și nu s-a învrednicit a fi rânduit cu cei drept credincioși. Iar apropiindu-se sfârșitul lui, a chemat la sine cu cinste pe fericitul episcop Leandru, pe care mai înainte foarte mult îl ura și îl prigonea, și l-a rugat să-l povățuiască la dreapta credință pe Rehader, fiul său cel mai tânăr, pe care îl văzuse moștenitor împărăției sale, și să-l lumineze cu învățătura sa cea de Dumnezeu insuflată, precum făcuse și cu Erminin Gild. Și murind de Luvighild împăratul, a venit la împărăție Rehader, care îndată a primit dreapta credință prin povățuirea sfântului Leandru episcopul. Apoi, tot poporul goților, care era înveninat cu restul lui Arie, l-a adus la buna credință. Iar trupul sfântului Erminin Gild, fratele său cel mai mare, l-a cinstit cu cinstea ce se cuvenea unui mucenic al lui Hristos, împlinindu-se astfel cuvântul Evangheliei care zice: dacă grăuntele de grâu căzând pe pământ nu va muri, apoi singur rămâne, iar de va muri, multă roadă va da. Așa și răbdătorul de chinuri al lui Hristos, ca un grăunte de grâu singur în pământul goților a murit pentru Hristos și a făcut rod al credinței cele drepte pentru tot poporul pământului aceluia. Căci toți au început cu dreaptă credință a crede în Hristos Dumnezeu, cel de o ființă și de o cinste cu Tatăl și cu Sfântul Duh, a cărui slavă este în veci. Amin. Tot într-o această zi, sfintele mucenițe Chiriena și Iuliana. Chiriena era din cetatea Tars a eparhiei Ciliciei, iar Iuliana din cetatea Rosana. Pe acestea, prinzându-le Marcian Igemonul, în vremea împărăției lui Maximian, le silea să se lepede de Hristos. Dar ele nu s-au supus. Atunci a poruncit ca să-i se tundă părul și sprâncenele Chirienei și s-o poarte goală prin toată cetatea Tarsului, spre râs și batjocură. Apoi, ducând-o împreună cu Iuliana în cetatea Rosanei, le-a dat focului și așa s-au săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.